Cultura de la vest la est. Ce-am găsit? Eu mi-am găsit o jucărie astăzi. Octavian, te salut, Nicolae Droc. Mă duc să fac rost de niște miere, că nu-mi este ceaiul dulce. Domnul Marius, te salut, Stoic Alin. Mihai Păun, te salut și pe tine. Dumitru, Bogdan, Dănuț, Maria, vă salut. Alina, Alina, te salut. Iosif, CH Auto. Stimă și respect. Vasile Mare, Valeriu Brașoveanu, stimă și respect. Tâmpărie Craiova, te salut. Gheorghe, te salut. Seara asta mi-am adus mascota cu mine. Ia uitați ce am aici. Am zis că așa fac. Ia stați așa. Așa. Vedeți? Am mascota cu mine seara asta. Ghiciți ce este? Tibi, te salut. Claudiu și Gheorghe, te salut. Ce este, mă? Mascota aceasta. Ia să vedem. Urs. Nu știu dacă e urs, mă. Numai după singură chestie îmi dau seama că nu... ce e. Dinte. Nu e dinte. Are niște detalii care mă face să cred că nu... ce e, că altfel nu, nici eu nu-mi dădeam seama. Bine, voi nu cred că le puteți sesiza. Salut. Porc, uite, Ionel. Ionel l-a nimerit. Chiar porc e. Dar cine știe după ce mi-am dat seama? Să văd cine știe după ce mi-am dat seama că e porc și eu m-am uitat la el și chiar nu știam. Cosmin, te salut. Exact, Iosif, că m-am uitat la nas. Și are două găuri, știți, în are nasul rotund cu două găuri și de acolo. Și după aia m-am uitat la, știi? Exact, Claudiu. Coadă nu prea are. Nu prea poți să-ți dai seama după coadă dacă e ce e. Coadă nu prea are. Ionel, te salut, Dănuț. După coadă nu prea am realizat eu ce e. E interesant, l-am găsit aici pe birou. Și cine l-a lăsat? Ce a zis? Lasă că-ți las o mascotă pe când faci live-ul. Dragii mei, în seara asta o să vorbim despre... crește-l! Eu zic, problema e că eu nu consum așa ceva, așa că... dacă vrei la Crăciun... tot atâta o să-l vezi. Tot atât cât e acum. Deci la mine nu crește, nu se mulțește. Ștefan Rus, un necurat Lucian, Radu de Gheorghe. Iosif Ioșca, vă salut. Ați văzut, mă, ăia care ați crezut că a murit Costin și că a renunțat la YouTube? Ați văzut cât de mult s-a abținut să nu posteze? Ce știți voi cine e Costin și ce face Costin? Îi purtați voi de grijă.
Ați văzut cât l-a ținut și voi aseară erați îngrijorați că vedeți, Doamne, s-a întâmplat ceva cu Costin. Vorba lui Iozi, vorba aia ce-i rău, nu moare repede. Costin e ca mâța, întotdeauna cade în picioare. Mihai, te salut. Iosif, te salut. Și erau îngrijorați colegii. Băi, eu v-am spus, eu îl stimez. Da, atâta tot. Deci eu nu mai am nicio gară cu el. Da. Ce face bine totdeauna? Dumitru Deac cu minus de 2 zile. Vasile, te salut. Eu nu știu în ce țară stați voi. Până seara am o întrebare la ce temperatură îngheață salcâmul. Apitom, depinde în ce stadiu este salcâmul. La ora actuală nu se pune problema de a îngheța. Da. La ora actuală nici într-o zonă a țării nu se pune problema de a îngheța salcâmul. În zonele unde este frig, cu adevărat, salcâmul n-are nicio reacție. În zonele unde salcâmul este plecat, temperatura nu este atât de scăzută încât să-l afecteze. Da. Și ce este Farus? La tine nici n-a plecat salcâmul, n-are nicio trană. Am avut 3 grade minus. Balint, n-ai nicio problemă. Nici cel din vestul țării, nici cel din sudul țării, care sunt plecați mai devreme, da? Unde pomii deja sunt preterminate și așa, nu ai nicio treabă. Ciobi, te salut, Ștefan. Nu, nu, este departe. Mihai Dumitrescu, te salut. Stau în Sălaș. Oh. Alba e mai timpurie ca Sălașul și nici An Alba nu i-a afectat și o îngheață pe aici, pe la noi, de vreo 2-3 nopți. Am arătat-o și într-un filmuleț, nu un filmuleț, cred că pe grupul de WhatsApp am pus la membri, am arătat ce temperatură au. Hei, salut, apicultura din vestul țării. Uite, de exemplu, colegul ne poate spune, a fost 0 grade. Da. În centrul țării, da, îngheață de, da, e brumă de câteva nopți. Dar nu e o problemă, Dumitru Deacu. Nu e o problemă asta. Pentru că salcâmul nu-i plecat în vegetație în centrul țării. N-are nicio treabă. Deci nu, în centrul țării nu e plecat în vegetație. Seara asta sunt cu acest animăluț aici. Și cine mă jignește, fac așa. Hop, 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 hop. Apicultura în vestul țării, aia la minus un grad se reflectă și va fi la nivelul solului. Da, nu va fi sus, e mult mai cald. Da. Nu-i de a ne preocupa. Și-ți mai spun un lucru. Și azi noapte trebuia să fie tot așa și ai văzut. Vin nori, vin asta și se schimbă repede situația. Adică nu-i... Aruncă-l în mare, Lucian. Dar de ce, mă, Ștefane? Ce treabă ai tu cu animăluțul ăsta? Ia zi, cu ce te deranjează chestia asta? Nu tot Dumnezeu l-a creat și pe el? Cine l-a creat? Ia zi. Nu tot Dumnezeu l-a creat. Care e diferența între ăsta și un câine? Dacă o iei așa. Și pe câine îl simpatizezi și îl stimezi și pe acest animăluț nu. Ai înțeles diferența? Da? Asta este percepția. Da? Asta este percepția oamenilor. Lasă-mă, mă, cu mâncatul, că nu ți-a cerut nimeni să-l mănânci. Ți-a cerut cineva să-l mănânci? Dar asta nu înseamnă că trebuie să fii atât de ostil cu un animal creat de Dumnezeu.
Față de câine, de ce nu ești ostil? Și nu e nicio diferență între acesta și un cățel. Minus 3 și minus 4 am avut și la noaptea rată tot minus 2. Azi când a dat soarele ziceai că ninge, așa picau florile de pe corcoduș. Da, ar fi bine să fie norat, să nu pice brumă. Azi noapte n-a picat. Da, știu. Eu sunt conectat. Sunt mufat. Hai dați cu un like, dragii mei. Este subiect top în seara asta. Alții mănâncă și șoareci, dacă e așa, Iosif Podină. Alții mănâncă și șobolani, dacă e așa. De acord, doar că omul spune că tot ce intră în gură nu spurcă. La asta mă gândeam. Bă, eu vreau să mă abțin de la chestii de astea, pentru că sunt multe neconformități și multe chestii care, dacă stai un pic să le gândești, n-au ne dă cu minus. Uneori, scuzați-mă, uneori în societate a ajuns să fie un animal mai important decât viața unui om, indiferent de natura omului. Și aici mă refer că un om a ajuns să iubească mai mult o pisică și un câine decât un copil. Nu știu dacă ați avut chestia asta. Dar am impresia că parcă toate chestiile s-au sucit cu susul în jos. Nu știu. Asta e impresia mea. Un copil mai inferior decât o pisică sau un câine. Nu cumva să te atingi de vreun cățeluș sau de vreo pisică a cuiva, iar pe un copil îl poți bate că nu e nicio problemă. Da. Faci și pușcării pe un animal. Da. Vă spun sincer. Adică e o chestie care pe mine mă doare. Adică ca și om, ca și societate, să vedem în ce direcție mergem. Și nu vorbim de Occident sau de Orient sau de... Nu. Mulțumesc, Loring. Da, nu vorbim de alte chestii, ci vorbim de chestii normale. Da. Așa mă cheamă Maria, uite, așa. Vezi, așa mă cheamă. Uite. Salutare, Lucene Șumar, la din partea lui Petru Sudori. Ce am ajuns, inima mă arde când văd ce este. Mihai Botezatu, te salut și pe tine. Mai bem o gură de ceai. Ianuș, te salut și pe tine. Nicolae Dascăl, te salut, Luciane, ești tare, am furat multe lucruri bune de la tine. Bă, îmi pare bine că vă pot fi de folos. David Mihailă, te salut. Da. Nicolae Dascăl, nu fac altceva decât ceea ce știu să fac. Restul nu mai contează. Ei sunt pe principiul că e mai bine. Mai bine țin un câine, că stă singur acasă. Viorica, te salut. Marian Buda, bună seara. Domnul Lucian și multă sănătate, mulțumesc. Mihai Rațiu, te salut. Maria, uite. Te salută. Băi, 50 de like-uri. 50 de like-uri. Polmai, te salut. Valentin Sârbu, te salut.
Vă pun un sondaj, dragii mei. Cine vrea să răspundă, răspunde. Cine nu, treaba voastră. Ține-l pentru tine, Maria, că e mai bine. Ionica, Marius, te salut. Salut, Alina. Ciprian, te salut. Ioan, Dorin, Petric, te salut. Este bine să tratăm stupii de varoa acum? Da sau nu? KGB, te salut. Domnul Octavian Todosiu, te salut. Haideți cu un like, dragii mei. Nicu Cristian, te salut. Haideți cu un like. Liviu, eu nu știu și de aceea am intrat când am văzut subiectul. Laurențiu Nicolae, te salut. Black, vieșpii japonezi, cum sau cum le zice, mi-au intrat în stup. Și mi-au omorât. Păi dacă n-ai avut gratii, dacă aveai gratii, nu ți-intra. Ghinion, Black Jesus. Hai că las 10 minute acest sondaj. 78% da, 22% nu. Iar după care o să întreb altceva. Vă spun, e subiect top în seara asta. Și o să vedeți de ce. Că totdeauna când a fost, nu intră prin gratii. Pe sus, nu intră prin gratii. Deci, o să fie subiect top. Eu totdeauna când când sunt chestii fine, da, eu vi le pun în atenție. Salut, domnul Popa Gabriel. Deci va fi subiect super, super, super top. Salut, Alvina Lucrătoare. Stimă și respect, Dan Armeanu, te salut. Da. Este bine să tratăm stupii în această perioadă? Da sau nu? Ha, ia auziți! Mi-am găsit jucăria. Bingo! Bingo! De ce credeți că este bine sau de ce credeți că nu este bine? Hai să vedem. Argumentați așa puțin unii și alții. Eu o să citesc întrebările. Voi o să răspundeți. Haideți! A?
De ce credeți că este bine sau de ce credeți că nu este bine? Cătălin Bizon, vă salut! Daniel Arman îmi spune, normal, nu ar trebui dacă au fost tratați în toamnă. Florin Cătălin, te salut! Deci tu spui că datorită tratamentului efectat azi toamnă, în mod teoretic, acum nu ar trebui să tratăm. Familiile sunt în plină dezvoltare și asta ce înseamnă, domnul Nicolae? Că e bine sau pentru că e rău? Petru Male, te salut! Asta ce înseamnă? Că trebuie tratat sau nu? Trebuie tratați, trebuiau tratați până acum. La ce vă referiți? La ce vă referiți, Ionel, Ionel, că trebuiau tratați până acum? Adică trebuiau tratat azi toamnă? Trebuiau tratați mai devreme? Nicolae Drog spune, nu trebuie tratate acum. Iorel Filip, bună seara, domnul Lucian, cu respect. Tratați bine în toamnă, nu este nevoie acum. Mai devreme, Ionel, Ionel. Adică, tu ești de principiu, trebuie tratați bine, da? Trebuie tratați bine toamna și după aceea nu tratați. Bun. Oprește ponta dacă tratezi, spune Vasile Mare. Tibi, dacă ascultăm mai repede ciclicitatea, atunci nu facem greșeala ce am făcut-o sâmbătă. Dacă ascultam mai repede ciclicitatea, atunci nu făceam greșeala ce am făcut-o sâmbătă. Albine trebuie tratate tot parcursul anului. Sunt stupi la care au căzut și 5 varoa. După schimbarea albinei de iernare, pentru că acea a fost făcută tratarea. Toamna, primăvara. Depinde de zona în care ești, dezvoltarea pe care o are fiecare. Bună seara, eu cred că nu-i bine până în aprilie albinele și așa sunt slăbite dacă au fost tratate bine toamna. După sau când trebuie tratați. Din ciclicitate învățăm cum să oprim dezvoltarea varoa încă de la începerea pontei. Cum e, dragii mei? Pentru că YouTube-ul este împărțit. Da? Dacă vă uitați puțin, sunt mulți care susțin că nu mai trebuie, sunt mulți care susțin că trebuie și de aici rezultă o floare superbă, cu multe petale, petale colorate în tot felul. Cum e până la urmă? Spuneți. Trebuie sau nu? Și dacă trebuie, de ce? Depinde, control, după ciclicitate. Bun, cei care cunoașteți ciclicitatea. Dar cei care nu cunoști ciclicitatea? Vouă e ușor că aveți informația. Dar cei care nu au? Haideți, încă am nevoie încă de 7 like-uri și începem subiectul în sine. Toamna și după sarcă. Ce întrebare? Normal, noi trebuie să întreținem stupii ca să obținem miere. Nu așa este normal? Păi nu știu, Alexa. Eu întreb și eu. Bună seara. Like. Trebuie păstrată mereu garda sus referitor la tratarea varoa. Salut, Cristiane.
Dacă nu știi cum și când să oprești varoa din dezvoltare, de aici toate problemele care se văd după salcâm până la împachetaș. Dorin Petric, ești cu mine? Dacă tratăm acum, oprim ponta la varoa. Tratați doar toamna când stupul nu mai are puiet. Alex, te salut. Bun, dragii mei. O să închid acest sondaj și o să fac alt sondaj. De ce credeți că este greșit să trateze acum? Bună seara, consider că la ora asta stupii trebuiau deja tratați. Scopul e de a întrerupe ciclul de dezvoltare a varoa unacarian. Acum înseamnă în august 100 de acarieni. Te salut, Alex. Alina, te salut. Ștefan Horvat. E mai greu fără ciclicitate și cu el avem ce învăța și de experiență ca să facem pasturi de a fi spre drumul care se numește top. Dorin Petric, te salut. Dorin Petric, dăm te rog 5 lei. Te rog mult, dăm 5 lei. Este mult puiet căpăcit. Te salut, Gabrieluta. Florin spune că oprim ouatul. Liviu, te salut și pe tine. Nicolae Gavril, te salut. Acum deja carienii sunt în puietul căpăcit și vom afecta și albina tânără. Florin, te salut. Afectează ponta. Domnul Vasile, te salut. Ciprian Solomescu, te salut. V-am pus un sondaj. De ce credeți că este greșit să tratezi acum? Pentru că tratezi albina bătrână? Pentru că nu este varoa?
Pentru că intoxici coloniile, pentru că nu este eficient. Depinde și despre ce fel de tratament vorbim. Păi, tratament împotriva varoa. Ciprian te salută. Aici vorbim despre tratament împotriva varoa. Nu vorbim despre... Da, domnul Popa te salută. Nu vorbim despre alte chestii, ci vorbim despre tratament împotriva acarianului varoa. Da. După care o să vorbim ce fel de tratament. Mulțumesc mult, Dorin. Mulțumesc mult. Haideți cu un like pentru Dorina. Niciuna din cele de mai sus, eu am băgat oxi și îi ok. Da. Domnul Paul Mihai, îți mulțumesc, dar nu era nevoie. Constantin Mihai, albina lucrătoare. Da. Ce aia de pe deget? E degetul meu. Care e problema? Asta e degetul meu. Și dacă nu ești cu minte, așa ești tu. Da. Da, e un ăla, ca să înțelegi, da? E un ăla. Nu e una aia, e un ăla. Da. Ia să vedem aici, ce credeți? Pentru că tratezi albina bătrână, pentru că nu ești eficient în tratament, pentru că intoxici coloniile. Fel și fel de răspunsuri. Ovidiu Adrian Dumitru, te salut. Da. Bun. Hai, spuneți. De ce credeți, poate mai aveți voi alte răspunsuri, în afară de cele patru pe care eu le-am pus. De ce credeți că nu este bine? Sau de ce credeți că este greșit să tratezi acum? De ce credeți? Salut, Tatiana. Da. De ce credeți? Da, dar cu o picătură cu acid oxalic le-ai și terminat. Și un like pentru Mihai. Da. Spuneți-mi. De ce credeți? Spuneți-mi, poate aveți alte motive, în afară de cele patru pe care le-am enumerat. Pe acesta l-aleg. Uite, Tatiana, vezi? Pe ăsta l-aleg. Ăsta-i, uite-l. În seara asta a venit cu voi. Așa vă definiți ăștia haterii. Uite, vezi? Ăsta așa. Da, Claudiu Ilie, am văzut că tu faci tratamente. Bun, hai să vedem ce spune sondajul. În 5 minute, 86 de voturi. Spune că 33 pentru că nu e eficient, pentru că tratezi de albina bătrână, pentru că nu este varoa, pentru că e toxic coloniile. Interesante răspunsuri. Poate mai sunt și altele și mi le puteți scrie. Da. Eu aștept să vedem ce propuneri mai aveți. Până atunci mai beau o gură de ceai.
acid oxalat prin picurare. O generație de albine se poate trata o singură dată. Da, am mai auzit prostia asta undeva, levente molar. Da, în fine. Am mai auzit prostia asta cu acid oxalic. Păi și ce faci dacă faci un ciclu? Și ce faci dacă faci un ciclu de 3 săptămâni cu acid oxalic? În perioada asta sunt mult puiet și nu este atât de eficient ca și în toamnă târziu. Mă refer la luna decembrie. Până seara oprește ponta măt și și-o reduce, spune Bogdan. Păi da, mă, oameni buni. Dar acum eu vă pun în vedere două chestii. Dacă ar trebui să alegi între oprirea temporară, nici nu pot numi temporară, reducerea pontatului temporar și infestarea cu acarie, în ce alege? Ce ați alege? Vă întreb așa, din politețe și bun simț, ce ați alege? Salon porumbeșo. Pe bune, voi realizați ceea ce, despre ceea ce discutăm noi acum? S-a trezit un coleg. Oricum, e nesemnificativ redusă la cât îți deturate. Măi, oameni buni, vedeți, de aici pleacă problemele în apicultură. Despre ce v-am vorbit aseară? Mai știe cineva despre ce v-am vorbit aseară? Mai știe cineva? Nu, albina lucrătoare. Reducerea pontei. Infestarea vine de anul trecut, toamna sau chiar vara. Mai știe cineva de ce v-am vorbit aseară? Poate să spună cineva despre ce v-am vorbit aseară? Chiar nu am fost pe live. Interesant. Nu mai știu despre ce a fost aseară. Am lătat aseară live-ul. La oxistrip trebuie să ai temperaturi mult mai ridicate. Condițiile optime pentru dezvoltarea coloniei. Și mulțumesc mult, Dorin. Tâmplărie Craiova, restrângerea coloniilor. Dragii mei, ai coloniile restrânse, da? Ai căldură, ai puiet, albină bătrână de acum încolo deja dispare. Ce fel de albină ai la ora actuală în colonie? Răspundeți. Ce fel de albină aveți? Care credeți că este procentul
dintre Albina bătrână și Albina tânărilor actuală. Perfect. Este de toate tipurile. Este cel mai complet răspuns. Dar deja cea tânără este mai mult decât cea bătrână. Deja ești în ascendent. Exact. Asta este Pentec. Grigore, la cum e anul acesta, prea puțin variază zonele. Eu vă vorbesc punctual despre această primăvară. Eu vă vorbesc punctual despre ceea ce trăim noi acum. Eu nu vorbesc ceea ce va fi la anul, că poate la anul ne pornește ponta pe 1 martie. Dar anul acesta, ponta a început în ianuarie, dragii mei. Din ianuarie până în 18 martie, hai să zicem, sunt 2 luni. În 2 luni ți-a ieșit aproape 3 cicluri întregi a câte 21 de zile. Contestați-mă de puiet. Credeți că acea albină care e ieșită nu are acarieni? Nu știu, vă întreb. Credeți că acarienii au dispărut din colonii? Nu știu, vă întreb. Vedeți? De aici încep problemele. De aici se numără boboci. În gradul de dificultate, dacă vă uitați în ciclicitate, pentru cei care ați studiat ciclicitatea, am spus un lucru interesant acolo și îl readuc aminte membrilor să-l mai asculte odată. Levente, ai multe generații ieșite. Stai cu minte. Să mai zici că 21 de zile și apoi o să vedem și albina din 2024. Să mai treacă 21 de zile. Înțelegeți voi? Cei care ați studiat și studiați ciclicitatea, uitați-vă că eu am spus ceva. Conform ciclicității, dacă te uiți pe grafic, dacă te uiți pe grafic, este în creștere treaba și situația. Fiind în creștere, celor care ați fost când am explicat ciclicitatea, am spus un lucru. Există o perioadă când poți să lovești faroa top. Nu toți veți fi de acord cu ceea ce vă spun în seara asta. Cum nici aseară nu ați fost de acord cu ceea ce v-am spus și cu siguranță nu veți fi nici de acum încolo. Dar faceți-o pentru voi. Scurt așa. Puneți mâna și tratați-vă coloniile. Nu e o rugăminte, este ceva la imperativ. Pune mâna și tratează coloniile. Mai ai 2 săptămâni sau 3 săptămâni până la primul cules principal. Pune mâna și tratează coloniile. Dacă nu vrei să ai probleme în colonii, pune mâna și tratează-le. Și acum,
Am să vă spun de ce cred eu că trebuie tratate. Vă spun de ce. A fost o iarnă călduroasă. Și dacă îi place ceva acarianului varoa, este fix acest tip de iarnă. Acarianului varoa nu îi place iarna rece. Da. În schimb, când este așa și așa, și acum am să vă explic de ce. 1. Toată iarna s-a putut face migrarea de la coloniile cu probleme la coloniile tratate. Și sunt foarte mulți deștepți apicultori. Dați-mi voie să-i numesc chiar oameni de știință în apicultura românească, care susțin cu vehemență acest lucru. Eu am tratat azi toamnă, ce-s meu să mai tratez acum? Nu trata, dragul meu, că la toamnă nu mai e ce trata. Da. Nu ești obligat. Nu. Nu toate iernile sunt la fel și nu toate primăverile sunt la fel. Dar privind o iarnă ca și aceasta și o primăvară ca și aceasta, te rog să pui mâna să tratezi stupi. Nu o faci pentru mine, fă-o pentru tine, după care o să mulțumești că te-am avertizat. Puietul este mult. Albina este multă. Acarieni sunt top. Da. Și-ți repet, nu te lăsa pe baza că ai tratat azi toamnă. Pentru că albinele au zburat continuu. Și ale tale și altora. Mai mult de atât. Încearcă să fie echilibrat cu tratamentele. Încearcă să fie echilibrat cu tratamentele și diversificat. Nu folosi același tratament de două ori. Folosește două medicamente cu două substanțe diferite în această perioadă. Chiar dacă nu dai un ciclu de 24 de zile, și băgați bine minte la cap chestia asta. Vi s-a indus în cap ani de zile că ciclul de tratare este de 21 de zile. Greșit. Greșit. Ha. Ciclul de tratare este de 24 de zile. Să vă intre bine în cap treaba asta. Lăsați-vă de prostii și puneți mâna și faceți ce trebuie să faceți. Dacă vreți performanță sau vreți să mai aveți colonii. De obicei făceam testul cu alcool pentru a vedea gradul de infestare. Anul ăsta am pus direct benzile fără a mai face testul. Și normal, domnul Gheorghe. Și normal. Dar Octavian, te salut. Din cauza trântorilor. Exact, Gabrieluta. 8, 8, 8. Așa se aplică tratamentul corect. I-aud pe alții 7, 7, 7. Păi domnul Gheorghe Tudor, unde sunt acarienii la ora actuală? Da.
Cum ajungea Carianul din altul netratat în stupul tratat pe timp de iarnă, chiar dacă albinele au zborul mai dese? Da, Bogdan, dacă n-ai știut chestia asta, ți-o spune bărbosul. Acele albine care dispar, din lăzile care sunt pline de varoa, da, acele albine, alea nu mor sau nu dispar așa din senin, ci acele albine migrează, dacă n-ai știut, Bogdan, se mută în alte colonii pe perioada rece. Coloniile neavând gardă, pentru că pe perioada de iarnă nu-și mențin garda, celelalte intră pur și simplu. Da? Și se duc. Dacă mai și zboară și mai prind câte o zi mai însorită, mai bine se duc. Și se duc în alte colonii. Unele mai și mor. Dar studiile arată că între 40 și 80% dintre albine le găsești în alte colonii. Eu nu m-am luat după aceste studii, ci am marcat albina. Da? Din coloniile infestate. Și vreau să vă spun că din 4 colonii care le-am avut infestate, am găsit albine în 128 de colonii. Mi se pare mult sau puțin? Gândiți-vă, din cât de puține colonii, în cât de multe colonii am găsit. Marcate, albine marcate. Bun. Numeric ce am observat, 2, 3, 4. Dar e suficient încât eu să stau și să mă plec pe ureche acum și să spun, nu am varoa că am tratat asta toamnă. Stai, prietene, și pleacă-te pe ureche. Ca pe vorbi mai încolo despre cum e treaba cu apicultura. Albină neviabilă, puiet perforat, imunitate scăzută și încep problemele din toate categoriile. Și acum, vă leu, cine m-a îmbolnăvit, cine mi-a dat, cine mi-a făcut, de la cine am luat. De la nimeni, dragul meu. Nu ai tratat. Pur și simplu. E greu de înțeles? Asta e apicultura. Bogdan, nu trebuie să mă crezi pe mine. Cine sunt eu să mă crezi pe mine? Întreabă pe cei pe care crezi. Sau întreabă în stânga și în dreapta dacă a mai auzit cineva despre acest lucru. Și dacă unul singur îți confirmă că am dreptate, pune mâna și fă ce ți-am spus să faci. Și nu o să regreți. Da. Până la urmă, voi decideți ce faceți. Da. Sunt și apicultori cu experiență aici, care înțeleg despre ceea ce spun. Și poate ei vă pot confirma. Hai, Langhier, te salut. Sergiu, tratezi atunci când e nevoie. Cine nu vrea să înțeleagă, nici să nu înțeleagă. Nu fi așa de exigent, Ștefan Rus.
Nu fi. Suntem aici să spunem lucrurilor pe nume. Și cine vrea să învețe apicultură, măcar atâta să spună, mă, a fost un bărbos. Nu era el prea plăcut așa, dar ceea ce spunea omul ăla era drept. Petric și Oana, te salut. Da, Lucian, dar omul nu vrea. De aici nu mai e problema mea, Ștefane. Nu mai e problema mea. Dacă săptămâna asta am învățat un lucru, este să mă debarasez de problemele altora. Până la urmă, mentorul meu avea dreptate. De-aia este frumoasă apicultura, că fiecare face ce vrea. N-am făcut așa studii, dar am observat familii care au intrat cu mai puține albine și primăvara erau mai populate și invers, cu cele puternice. Gelu Marian, te salut. Da. Și acum, cu ce tratăm? Cred că asta este subiectul cel mai top. Subiectul nu a mai fost discutat până acum, nu ai vorbit. Ce nu am cunoștință de cauză. Nu e așa că cine vrea sau nu, problema e că majoritatea fac pastoral și uite așa se răspândește varoa și bolile care vin la pachet. Păi da, drag, domnul Gheorghe, și acum eu te întreb pe tine, și dacă el nu vrea să-i trateze, ce problemă ai tu? Ce poți tu să faci? Simi. Ce poți să faci? Trântorul lui infestat va veni în colonia ta și tu care ai tratat, ai tratat degeaba. Și uite așa și iar așa ne jucăm de avaroa. Ce vrei? Poți tu să obliși pe cineva să facă? Știu ce vorbești și știi că te apreciez și te voi aprecia, dar mai un lucru la om și m-am țin să zic. Vasileșu, tu te salut. Salutare cu respect. Golf Varoa este ok? Adică vrei să zici gold, nu golf. Gold, Varoa este ok. Alex, dacă l-ameliorezi puțin, e ok. Da? E ok. Dacă l-ameliorezi puțin. Dacă l-ameliorezi, e ok. Da? Salutare, Costi Ștefănescu. Mi se pare că din ultima vreme porumbelul este mai vast. Avem totuși o responsabilitate față de familie de albine și față de semenii noștri. Da, domnul Gheorghe, și eu de ce spun aici la imperativ, tratați coloniile. Da. Ca unii și alții să se apuce să spună, iau-ți-l pe ăla, că dă lecții. Ieșiți și voi în gura mare și spuneți, în gura mare, tratați-vă coloniile, că începe sezonul activ. Dar urlați în gura mare, ca să se sperie și să pună mâna să-și trateze coloniile. Da, Alex, de la locul. Mi-am dat seama.
Da. Despre asta e vorba. Și după ce te-a pus să le tratezi cu ce le tratăm, e foarte important. Da. Și după ce le tratăm cu ce le tratăm. Și aici este o paletă destul de largă de medicamentație care te ajută. Unii dintre voi Unii dintre voi criticați acid oxalic și acidul formic. Dar să știți că sunt medicamente eficiente pe bază de acid oxalic și acid formic. Unii dintre voi criticați toate medicamentele, dar până la urmă tratați cu ele. Dragii mei, cu ce ar trebui să tratăm acum? Cu benzi? Greșit. Un apicultor performer în momentul acesta nu introduce benzi în colonii. Nu. Cu ce ar trebui să tratăm? Doar două variante vă mai rămân. Dacă acum este interzis punerea de benzi, și vă spun de ce. Vă spun de ce. Pentru că prin benzi la ora actuală n-ai făcut nimic. Bun. Stancio Alex, ține bine minte un lucru. Dacă până acum ai folosit sublimarea, bărbosul te roagă să uiți pentru veșnicie de sublimare. Să ții bine minte. Să spun eu. Dar dacă te încăpățânezi să mergi mai departe cu ea, o să-ți aduci aminte de mine. Prin fumigații, perfect de alărmeanu. Și mai este un tratament top. Da. Nu recomand nici fumigațiile atât de. Dar dacă nu ai posibilitatea, da, să tratezi prin stropire, țineți bine minte, primăvara se tratează prin stropire. Și aveți o paletă largă de medicamente care merg prin stropire. Eu recomand foarte mult primăvara stropirea. Este un medicament top. O să vedeți că o să fac un film în zilele următoare. Pentru că eu încep tratamentul la coloniile de familie. Da, mai am 2 săptămâni până când intru în cules și încep tratamentul. Și o să vă fac un film demonstrativ în care vă arăt cum bărbosul tratează. Eu v-am mai arătat și alte chestii. Și nu are nimic de a face Ionel Ionel cu boosterul. Nu are. Nu. Boosterul e una. Tratamentul antivaroa e alta. Spectrul lor sunt foarte diferite. Un spectru are boosterul și un spectru are, alt spectru are tratamentul varoa. Da. Este un tratament
Dar mă vedic din punctul meu de vedere, prea puțin au în această perioadă efectul, doar dacă știi să le faci top. Doar dacă știi să le... Da, top, top, top. Dacă știi să le faci top, atunci da, au efect. Dar dacă nu știi să le faci top, nu au niciun efect. Înțelegi? Ceea ce găsești în comerț la ora actuală, nu găsești ce trebuie. Ce spune bărbosul? Eu pe membrii am învățat să-și facă. Vă pot spune dacă ceea ce am învățat pică sau nu pică. Da. Dar eu nu folosesc benzi. Da. În schimb, eu folosesc un tratament care conține și acid oxalic și acid formic. Da. Folosesc un tratament care le conține pe amândouă. Și o să arăt că tratez cu el. Doar că acest tratament este îmbunătățit de mine. M-am folosit de baza producătorului și l-am adus la standard de bărbos medicamentul. Și o să vedeți. Și o să vedeți ce poate să facă. Da. În schimb voi, care nu știți, puneți mâna și tratați măcar cu ceea ce știți să tratați. Da. Puneți mâna și tratați. Florin, te salut. Membrilor o să le dau medicamentul. Pe canalul de membri o să le dau medicamentul ameliorat. Prima dată am să-l arăt în direct membrilor cum îl prepar, ce cantități folosesc în fața lor în film. O să arăt cantitățile, o să dau, da, o să dau la stupii mei filmul. O să-l pun după 2 zile, după ce am dat la stupii mei, ca nu cumva unul să vină și să spună: wow, ce-am pățit. Nu. Nu. Da. Și de aici eu vă arăt, vă explic, iar restul nu mai cont. Totuși, dacă vrei să-ți faci partea ta, pune mâna. Tratează cu ceea ce știi. Nu trebuie să ajungi la un nivel anume. Da, nu. Tratează cu ceea ce știi. Tratează cu ceea ce ai, dar tratează. Fă o faptă bună și dă rețeta. Eu nu fac fapte bune. Duchin. De fără chet, ce părere ai? De vara chet, trebuie să zici. Da. Sper să-l achiziționez până vei spune ce e, căci după se va epuiza stocul și ăsta. Eu am spus deja, George Cazacu, eu am spus pe grupul de WhatsApp, eu deja am spus medicamentul. Da, varachetul. Varachetul încă e bun. Problema varachetului este doza pe care trebuie să o administrezi. Da, trebuie să fiți foarte atenți la doza. Iar dacă aveai informația pentru membrii, Dan,
Tu ai fost membru. Ai înțelege că pe lângă acel varachet ai mai putea pune cel puțin una. Una sau două. Da. Ai mai putea pune una sau două substanțe diferite. Asta e diferența. Adică trebuie să ajungeți la nivelul în care medicamentele să începeți să le controlați voi. Eu am zis, dar nu mai este ce a fost varachetul. Perfect. Urmează rețeta. Da. O să urmeze rețeta filmată. O să o dau la stupi. O să vedeți data în care o dau la stupi. Vă arăt coloniile după 24 de ore. Să nu cumva să se trezească vreunul. Să zică că-i bai. Că sunteți capabili. Nu de alta. Flumetrină și amitraz, 1 ml la 1 litru plus acizi. Varachetul poate fi bun, dar va trebui să luați în calcul viabilitatea trântărilor. Acum, dacă e folosit, e cam târziu, dar dacă se aplică mai devreme, era ok. Domnul Gheorghe Tudor, din acest motiv, eu spun să renunțați la fumigație. Eu cred că informația pe care o dau este destul de completă și destul de top. Eu când v-am spus să renunțați la fumigație acum, clar că fumigația se face prin amitraz. Sau marea majoritate. Lucian deja a gustat, era de băut. Da, dar la nivelul la care îl duc, să te ferească Dumnezeu să-l mai bei. Cu ei razna. Da. Asta e realitatea. De să te ferească Dumnezeu să-l mai bei. Cu ei razna. Așa că, dragii mei, în seara aceasta, despre asta am vorbit și despre asta am vrut să vă vorbesc. Despre a privi lucrurile în context. Da. De a privi lucrurile în contextul în care ai coloniile și de perioada în care, despre care vorbim. Iar dacă ai ști ciclicitatea, ai ști când se lovește acarianul varoa tot anul. Iar în toamnă n-o să mai ai de popular și probleme. Asta e părerea mea. Treci de 100 de grade, Ștefanos. N-a avut nicio reacție negativă. Ei, mai departe vedem. KGB mi-a dat 5 lei. Hai, dați măcar lui un like. Hai, dați un like. Haide să-l ducem pe el la 50 de like-uri. Dați un like la prietenul meu că mi-a dat 5 lei. Măcar așa, sau măcar atât, merit și eu. Spune rețeta că avem încredere că de denigrat tot vei fi denigrat. Bogdan. Unii oameni plătesc pentru această rețetă. Eu mi-am sacrificat banii mei și timpul meu ca să o duc la nivel de top.
Înțelegi ce vreau să spun? Nu știu dacă înțelegi. Adică vă spun sincer. Eu nu sunt aici să vă dau rețete. Eu sunt aici să vă explic cum funcționează sistemul acesta și cine este deștept a putut să ia informații top. Da? Cine e deștept în această seară a putut să ia informații top. Nu vreau să cer bani. Să mai ziceți că sunt cerșetor și nu știu ce. I-am cerut doar prietenului meu, Dorin. Da, cu el îmi rezolv eu socoterile. Și atâta tot. Dar aceste informații, să știi că costă și nu costă puțin. Dar nu despre asta e vorba. Așa că în momentul în care nu vi-l dau, vă rog mult, înțelegeți acest aspect. Și așa, consider că vă spun lucruri despre apicultură pe care nimeni, și dacă le-ar ști, nu vi le spune, după cum vedeți. Aveți medicamente, puteți să le cumpărați. Bogdan, nu m-am așteptat și nici nu mă aștept. Departe de mine gândul ăsta. Nu m-am așteptat și nici nu mă aștept. Da. Băi, vă mulțumesc mult că îmi dați. Dar opriți-vă, credeți-mă. Uite, vă dau cât un lac de apreciere. Dumitru Deac, îți mulțumesc. Remus, îți mulțumesc. Da, Chirilă, Florin, te salut. Da, deci eu vă mulțumesc. Dar trebuie să înțelegeți că sunt chestii care nu pot să ies cu ele în online așa. Nu se poate. Trebuia să pui alt titlu atunci. De ce? Ți-am vorbit despre tratamente. Ți-am vorbit cum să le combini. Ți-am vorbit ce tip de tratament să dai. Sau tu nu ai înțeles nimic? Nu ți-am spus un nume. Sau nu ți-am spus o marcă. Nu. M-a întrebat colegul de Golvaroa și a spus că e ok. Dar dacă știe să-l amelioreze sau dacă știe să-l facă mai top. Atâta tot. Cred că am fost destul de pertinent. Dar de acolo până dincolo să-ți spun cu ce tratez eu, e o mare diferență. E o mare diferență. Nu am această obligație nici morală, nici de nicio culoare. Să-ți spun. Da. Dacă vrei să înțelegi, e bine. Dacă nu vrei să înțelegi, e mai bine. Pentru mine tot atât ai. Înțelegi? Sunt membri. Sunt destui. Cred că sunt vreo 170, nici nu mai știu cât, nu mai știu numărul lor, că și astăzi au venit membri noi și ieri și tot vin membri noi. Eu le mulțumesc că vin. Sper să poată să ia informația, să o asimileze, că este foarte multă.
Începând din săptămâna asta, va fi mai multă săptămâna viitoare, mai multă. Da. Vă dați seama că este din ce în ce mai greu unui membru nou care vine să acumuleze atâta informație și împreună cu un coleg căruia îi mulțumesc anticipat, ne-am apucat să scriem cartea Apicultura de la vest la est. O spun în premieră. Suntem pe drumul cel bun, ne-am apucat să o scriem, el o scrie, după care o să o edităm, o să o trimitem la corectat, după care o să găsim o editură prin care să o putem vinde. Da. O să conțină ciclicitatea și tot ceea ce bărbosul știe despre apicultura. Dar nu va fi ieftină, vă avertizez. Nu va fi o carte ieftină. Da. Deja suntem pe drumul cel bun. Chiar mi-au plăcut și graficele la ciclicitate, că ciclicitatea are niște grafice, niște explicații pe luni și așa mai departe. Dar trebuie, da, trebuie încet, da, ia mult timp, este foarte mult material, va fi destul de groasă, să nu credeți. Va fi destul de stufoasă. Destul de stufoasă cartea. Dar uite că s-a găsit cineva care să o facem și fix așa se va și numi. Apicultura de la vest la est. Fix ca și canalul de YouTube. Același nume va avea cartea. Vor fi rețetele, da, vor fi multe chestii acolo, mult material. Nu că citez eu multe cărți, dar pe asta chiar vreau să o citesc. Da. Sper până în toamnă să reușim să o scoatem. Sper până în toamnă să reușim să o trimitem la o editură. Vom vedea. Nu am de ce. Pentru că va fi în memoria canalului meu. Va fi în memoria mea această carte. Da. Va fi expusă experiența mea în apicultură. Da, și așa mai departe. Deci asta este realitatea. Chiar astăzi mi s-au mai trimis documente din ea și așa mai departe. Și încet, încet va prinde contur. Da. Dar încet. Salut, Gabriel. Rup gura târgului. No, Dan Armeanu. Nu este. N-am nicio problemă cu a rupe sau a nu rupe. Ci ideea este de a-mi spune pur și simplu înscris și a rămâne înscris ceva. Da, este audio. Pentru cei care vor audio, va fi și scris. Și asta este. Dar acolo vor fi mai multe rețete, acolo vor fi mai multe modalități.
Acolo voi explica multe procedee pe care eu le practic. Voi vorbi foarte mult despre apicultura de pastoral, ce este, cum se practică, care sunt problemele pastoral, care este infrastructura, multe, multe detalii, da, multe detalii pe care doar un om care a dormit în camion zeci de ani, care a stat în fiecare dimineață lângă stupi și a rupt cu mâna iarba din fața lăzilor și a aștepta ca albina să iese din ladă, le poate simți și știe. Asta este experiența mea. Din cauza aceasta, când v-am spus strânge stupii, nu v-am spus-o din răutate. Când v-am spus hrăniți-vă stupii, nu v-am spus-o că vezi, Doamne. Dar acum când vă spun tratați-vă stupii, puneți mâna și ascultați-mă. Puneți mâna. Puneți mâna și tratați-vă stupii. Nu mai ascultați. Nu mai vă plecați urechea la unul și la altul. Pune mâna, probează și ceea ce spun eu. Încearcă. Și vei vedea. Vorba aceea, mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Și ați văzut. V-am filmat în direct, v-am arătat. Am lăsat pe unul și altul ca să arate ei să... Am stat liniștit. Lămurește-ne de ce este eficientă stropirea față de benzi. Bună întrebare, Constantin Duchin. Bună întrebare. Sincer. Mă așteptam să mi-o pună unul dintre alții. Dar nu mă așteptam să mi-o pui chiar tu. Sincer spun, adică... Da. Acum am o problemă dacă să-ți răspund sau nu. Ție. Pentru că tu, față de persoana mea, ai fost cam obraznic. Ți-o spun și asta în față, așa. Și acum am să întreb pe colegii mei dacă meriți să-ți răspund la întrebarea asta sau nu. E o întrebare top, repet. E o întrebare cu o finețe. Rară. Rară. Spuneți membrilor, îi răspundem la acest fost membru sau nu îi răspundem? Rămâne la latitudinea voastră. Iar dacă nu îi răspund aici, după ce închid live-ul, intrăm pe Teams și vă voi răspunde vouă. Repet. E o întrebare super, super, super. Voiam să zic că nevastă mea provoacă, te provoacă să faci pastoral. Apucă-te! Întrebarea este, lămurește-ne de ce e eficientă, de ce e mai eficientă stropirea față de benzi. Da, fiindcă ești o bun, important după mine cu ce se hrănește puietul și de ce
șanse încă ceva. Remus zice 10 lei. Duchii niciodată nu dă bani, stați cu minții. Nici măcar nu cer. Dar Duchin nu se pune problema la el de bani. Doamna Claudia răspunde, cei care nu știu să fie oameni ar trebui să învețe. Da, interesant și acest punct de vedere, doamna Claudia. Nu știu ce să zic. Vă las pe voi să ziceți. Uite, haideți la 100 de like-uri și vedem cum răspundem la întrebarea asta. Ce ziceți? Doamne, un om mi-a dat 100 de lei. Băi, Isaac, îți mulțumesc mult. Puteai să devii membru și aveai toate informațiile, domnule. Nu trebuia să intri să faci chestia asta. Pe bune îți spun. Că puteai să devii membru și aveai toată informația, nu doar un răspuns la o întrebare. Sincer, pentru suma asta, o lună de zile, îți mulțumesc mult. Eradicarea păduchilor este bine pentru toți și membrii și nemembrii. Eu bănuiesc răspunsul tău la întrebare. Eu, din câte știu, m-ai dat afară, nu că eu n-am plătit. Nu am plătit, nu mai sunt membru. A fi om e mare lucru, nu totul se cumpără. Fă bine că rău are cine. Bogaion, bună seara! Toți suntem oameni, fiecare cu slăbiciunile lui, nu cu răutate. Am 100 de like-uri. Lipsesc două. Pulverizarea albinelor induce albinelor curățarea mecanică cel mai eficient tratament. Parțial, Ion Avram, ai răspuns bine. O să asculți acum ce-ți spune bărbosul, dacă vreți. Problema este cu cei 7 ani de acasă. Dacă îi avem, totul este ok. Mulțumesc pentru like-uri, am ajuns la cele 100. Dacă ajungem la 150, este mai top. Întotdeauna, și dacă aveți un pic și o foaie, scrieți ceea ce vă spun acum. Și după care, discerneți ceea ce v-am spus. Întotdeauna, în tratamentele
de primăvară și toamnă este indicat sau te numești performer când în medicamentul respectiv introduci și amelioratori sau substanțe, da, sau substanțe sau minerale sau vitamine sau orice altceva care, ascultați bine ce vă spun, au spectru stimulării, spectru conservării și spectru dezinfectării. Țineți minte astea trei aspecte și notați-le. Notați-le. Cele trei spectre trebuie să aibă medicamentația de primăvară. Și acum am să mă aplec asupra fiecăruia. Primul spectru. Nu îți oprește ponta. Al doilea spectru. Te ajută în înaintarea coloniei și eliminarea carianului. Iar al treilea spectru te ajută în curățarea de orice alte chestii. Dacă tu poți să incorporezi aceste trei chestii în tratament, ești performer. De ce? Nu-ți oprești ponta, nu ai probleme, colonia merge înainte și ai tratat eficient. Din contră, dacă unul dintre aceste trei are și spectru de stimulator de pontă, e mai top. Și acum membrii știu la ce mă refer. De ani de zile am căutat un medicament care să înglobeze acest spectru. Și vă spun, cu umilință vă spun, am tratat în 2023 cu el un exantion de 10 stupi. 10. Și toate aceste 10 colonii sunt pe 10 rame. Sunt șocat și eu, vă spun sincer. Anul acesta am să tratez un modul întreg. De la un exantion de 10, vreau să trec la un exantion de 56 de colonii. Dacă tratamentul răspunde și la acest exantion atât de mare, îl ridic la nivel de top, top. Mi-a fost frică să tratez din prima. Pentru că nu știam. E sceptic și eu la rândul meu. Studiez, analizez. Și acum am să vă dau câteva chestii punctuale ca să înțelegi de ce prin stropire e mai top decât prin orice altceva. Dacă medicamentul tău împotriva varoa are lămâie sau acid citric din grefă sau din orice altceva, este top. Dacă tratamentul tău varoa are propolis sau orice alt dezinfectant natural care este din fenotipul albinei, ești top. Iar când medicamentul tău este compus din una, două sau mai multe substanțe care au spectre diferite, dar atacă același acarian, e super top. Câte medicamente cunoașteți pe piață de genul acesta? Câte?
Nu mai spun celelalte chestii pe care le conține medicamentul. Nu le mai enumăr. Plante și așa mai departe. Nu le mai enumăr. Cât dintre voi cunoașteți medicamente din spectrul ăsta? Înțelegeți? Și acum, dacă tu îi dai un fum, da, cine te ajută? Cine le împinge de la spate? Cine ți le repune pe picioare? Un hectar sau un cules dacă ai, dar dacă n-ai, dacă n-ai, uite, Isaac e deștept. Doar că, Isaac, acolo este o problemă. Nu poți folosi alcoolul. Nu poți să folosești acidul etilic cu acidul formic. Nu le poți folosi. Și acolo ai o problemă mult mai mare. Scuzați. Nu poți să urlu. Da. Și acolo ai o problemă mult mai mare, Isaac. Îți trebuie medicamente fără alcool. Alcoolul nu poate, nu poate să conviețuiască cu celelalte. Deci, indiferent de ce tratament le face, dacă nu acoperă aceste spectre, da, poți să spui că nu e ce trebuie. Dar dacă îți acoperă aceste spectre, cum e? Vedeți, eu totdeauna membrilor le spun un lucru. Când fac un lucru sau când deschid o colonie, nu fac doar un lucru. Și ca să înțelegeți o chestie, vorbeam cu ei despre stropitul ramelor, da, pentru diferite chestii și nu înțelegeau de ce ei pe mine nu mă văd cu pulverizatorul niciodată. Și m-a pleznit râsul și le-am spus, dar tu ce ai vrea când eu mă apuc de lucru să mă vezi că stropesc? Nu, dragul meu. Ce te reține să le stropești înainte? Toate și după aia le baci și le introduci în colonii. Și au început să se deștepte. Da, dragul meu, și le poți stropi cu câteva zile înainte, că n-ai nicio contraindicație la chestia asta. Din contră, dacă stropești cu ceea ce trebuie, și mai este câte o bacterie care nu trebuie pe acolo, își face treaba acea soluție prin care ai stropit înainte de a ajunge în colonie. Da. Cam așa stau treaba cu informațiile. Le iei și le stropești în prealabil și le poți lăsa. Și o să stai în mirosul ăla și în sosul ăla acolo. Și cum zice bărbosul, lasă să fie rău. Să vezi de ce să mai apropie cineva de ele. Nici măcar șoareci. Nici șoarecilor nu le mai trebuie. Și dacă nu mă credeți, aduceți-vă aminte. Eu mi-am luat la ramele din hală și zilele trecute v-am arătat șoareci morți. V-am arătat șoareci morți în hală. De ce nu mi-am mâncat ramele? Întrebare. Întrebare cuțile schimbara.
Nu știu ce vrei să zici. Nu știu ce vrei să întrebi, Dan. Nu știu. Așa că... Constantine... Dacă ai înțeles despre ce este vorba... Ești fericit pentru că Isaac te-a salvat. Iar ceilalți care au dat like-uri te-au salvat. Cutiile schimb vara după ce au stat iarna ele, nu dame. De ce să le schimb? Tu îți dai seama ce ar însemna să schimb. Eu nici n-am atâtea cutii. De unde scot eu sute de cutii ca să le schimb? Pe bune? Dane. Dane. Aici nu vorbești cu o persoană care are 5 stupi. Toată ziua mută la albine dintr-o lată la altă. Pentru ce, mă? Păi dacă coloniile sunt top, ce treabă am eu? Cum s-a făcut un clip mare la mine referitor la rame? Nu știu, Dane. Tu știi? Isaac a devenit și Mowgli. Cum pot să fac să intru și eu pe Teams? Foarte simplu. Mulțumesc, Isaac, că ai devenit membru. Foarte simplu, coborându-ți Teams-ul, Remus. Sau pe grupul de WhatsApp. Vreți să vedeți ce am făcut în timp ce am discutat cu voi? Cine e curios să vadă ce am făcut? Îmi place stilul tău. Cine e curios, mă, să vadă ce am făcut? M-am desenat pe mine, mă. Urât mai pot să fiu. Aveam și eu o întrebare dacă și luna martie să mai hrănesc albinele cu turtă proteic. Ovi, eu am impresia
Eu am impresia, Ovi, că tu ai greșit canalul. Pe bune îți spun. Noi aici vorbim despre apicultură, dar noi aici nu vorbim despre turte. Noi nu folosim turte. Îmi pare rău pentru tine. Noi avem aici alte ingrediente în loc de turte. Avem niște minerale, avem niște bustere, avem total, total alt spectru de apicultură. Da. Dacă tu ai polen în această lună, nu aș vedea de ce ai mai folosit turte. Iar, dacă vrei un sfat prietenesc de la mine, încearcă să uiți de ele. Remus, cere-o pe grupul de WhatsApp. Uite, cere acum pe grupul de WhatsApp și un coleg o să ți-o dea. Hai că încerc să mă fac mai frumos. Încerc să mă fac mai frumos, că eram prea urât. Am încercat să mă ameliorez. Am o artă, vai de capul meu la dezen. Deci nasul l-am făcut. Ok. Ești bun la caricaturi, cred că, decât la... Eu mă uit, mă văd pe mine și așa mă expun pe hârtie. Nici pe grup nu ești. Remus, scrieți-mi pe WhatsApp la 0767970247 și o să te introduc pe grupul de WhatsApp. Te rog mult. Mulțumesc. Ce temperatură trebuie să fie afară ca să se poată aplica tratamentul prin stropire cu acizi? Nu ai nicio problemă de temperatură exterioară atâta timp cât tu ai strâns bine coloniile. Temperatura în coloniile tale sunt. Da. Temperatura în coloniile tale este destul de ridicat încât să poți să faci chestia asta. Ai înțeles? Nu se mai pune problema acum, pentru că ele sunt turate la maxim, dar, da, mă repet, trebuie să ai coloniile strâmtate top. Da. Mulțumesc mult, sunt nou în domeniul cu albinele, dar locuiesc în SUA, întrebam de ce vedeam pe alții pe YouTube. Ovi, eu am o altă abordare, o abordare pe bază de minerale, da, și pe bază de boostere, de ceaiuri, cu anumite chestii, eu nu lucrez cu așa ceva. Tu faci cum crezi și cum dorești. Problema este că la mine toată această informație este pentru membrii, după cum observi. Am o taxă. Dacă dorești ca să înveți anumite chestii, poți să vii cu noi. Da? Și poți să înveți lucrurile în maniera noastră. Da? Ceilalți le prezintă în maniera lor, eu o prezint în a mea. Și fiecare face după cum dorește. Mulțumesc. Numai pentru ce, Dane. Bun, dragii mei.
Duchimvă care a dispărut, n-a mai zis nimic. A dispărut de-a binelea, nu așa? Da. Duchin a dispărut de-a binelea. Credeți că propolizarea exagerată a ramelor anunță anomalie în familia de albine? Sebastian Ferraro, Doamne ferește! Propolizarea excesivă a albinelor înseamnă că coloniile sunt super top. Ține bine minte treaba asta, iar natura le-a aportat acel polen. Propolis, scuze. Da. Deci, nu te îngrijora. Eu nu m-aș îngrijora când coloniile, pentru că este un foarte bun dezinfectant. Coloniile alea sunt sănătoase. Sunt un, Sebastian. E un foarte bun dezinfectant. E ce trebuie. E ce trebuie. Din punctul meu de vedere, e super top. Așa că lasă, dacă cineva ți-a spus că nu e ok, lasă-i pe acei oameni deoparte și ascultă pe bărbosul că e ceea ce trebuie. Bun. O întrebare, domnule, dacă le-am. Nu știu ce eu să scriu, Ovi, că mie lumea mi apare răspunsul. I-am dat fără sirop, doar le-am lăsat cu două turte de hrană. Ce ele au adunat, ele mielea. Da, Ovi, întotdeauna este alegerea cea mai bună. Ovi, este alegerea cea mai bună să erneze pe ceea ce adună ele, cu excepția mierii de mană, da. Când în momentul în care ai miere de mană, acolo e o problemă. Da? Dar dacă nu ai avut miere de mană, e ok. Cum recoltezi propolisul? Foarte simplu. Am colectoare de propolis. Am foarte multe, pe tot stupii am colectoare de propolis. Și așa îl colectez. Ia uitați, m-am făcut mai urât. Ia uitați. Mai expresiv acum, mai urât. Mă place. Seamănă cu mine, ia uitați-vă. Ia uitați, așa. Seamănă, seamănă. Vedeți? Da. Nota 4 la desen, din profil. Nu știu să desenez, să știți. Nu știu cum au trecut ăștia clasa la desen. Păi și barbă. Are barbă. Ia uite, e numai barbă. Ia uite, e numai barbă. Nu vezi că e numai păr. E numai barbă.
Vrei să eu accentez mai tare? Uite, eu accentez așa. Uite așa. Da. Uite așa. Uite. Vă place barba lui Bărbosu? Nimeni nu este urât, problema poate fi la talentul de desen. Bun, dragii mei, eu mă retrag, e târziu, mi-e somnică. Eu sunt Laura Bulgureanu. Sperăm până în iarnă să fie gata cartea. Noapte bună vă doresc tuturor. Vă doresc noapte bună și vorba mea. Aveți grijă de albinuțele voastre. Toate cele bune. O noapte faină.